În urma discuțiilor cu vâlcenii în teritoriu, deputatul Dumitru Lovin a început o corespondență destul de stufoasă cu câteva ministere care pot contribui la simplificarea și corectarea modalității de despăgubire a fermierilor pentru culturile afectate de mistreți și de alte animale din categoria vânatului. După interpelări și întrebări, deputatul Dumitru Lovin a primit asigurări că, la Ministerul Apelor și Pădurilor, se va constitui un grup de lucru pentru elaborarea strategiei naționale de prevenire a atacurilor sălbatice din speciile de interes vânătoresc asupra oamenilor și a culturilor. Deși rezolvă doar parțial lucrurile, acest proiect de hotărâre de guvern măcar este un prim pas în direcția cea bună, întrucât introduce o procedură cât de cât echitabilă de constatare a pagubelor și de acordarea despăgubirilor. Proprietarii nu vor mai fi obligați să asigure paza, convocarea comisiei care constată pagubele o va putea face și altă persoană cu un formular care există la primării. În comisii vor fi incluse și persoanele păgubite sau reprezentanții acestora. Termenul de constatare a despăgubirilor se va modifica de la 24 de ore la 3 zile. Despăgubirile vor fi acordate în maxim 30 de zile de la stabilirea răspunderii civile. Proiectul se află în dezbatere de 2 ani, adică de prea mult timp. Acum este trimis pentru aviz la Comisia Juridică de Disciplină și Imunități din Camera Deputaților, din care fac parte 25 de parlamentari. Imediat cum va începe noua sesiune parlamentară, voi lua legătura cu ei să urgentăm acest aviz și să venim mai repede în sprijinul gospodarilor afectați, a anunțat deputatul Dumitru Lovin.